blocuri noi. Ne-am înscris pe o listă de închiriat apartament. Poate prindem în zona asta. Mergem spre Cala Grasio, că n-am fost deloc vara asta. Acuariu Cap Blanc, la 300 de metri. Se poate ajunge și cu busul de unde ne-a lăsat, din San Antonio, dar e foarte puțin de mers și pe jos. 10 minute. Wow, ce arhitectură interesantă. Artă la greu. Wow, e plină plajă. Cala Grasio. S-au omenajat? Loc de țigări, de lăsat chiștoacele de țigări și în stânga plajă adaptată pentru oamenii cu dizabilități. N-am mai fost de ceva timp aici și după cum se observă au făcut pentru oamenii cu dizabilități. Înainte era o trecere pentru toată lumea și pe aici se cobora la plajă și acum o iei frumos. Reciclare. Două șezlonguri și o umbrelă, 21 de euro. Până pe 31 octombrie este deschisă această plajă. După care se închide și se redeschide la 1 mai. Loc de stat. La umbra că e prea cald. Loc bun de dat la pește. Am trecut pe lângă Aquarium, 7 euro intrarea pentru adulți. Fix în fața noastră. Aquarium Cap Blanc. Am băgat un mare traseu prin San Antonio.
barbecue. E voilà, lămâițele. Ia uite-o pe asta. În acest loc sunt o grămadă de evenimente gratuite, de exemplu, să vii să înveți coși, meditation, fitness, să dansezi, ai o grămadă de yoga, pilates, zumba și azi este tunsul gratuit. Tot felul de evenimente gratuite. Viște tuns gratis. Santa Eulalia. Prima plajă din Baleare unde nu se fumează. În Santa Eulalia. Peste tot, pe toată insula, la fiecare plajă au făcut și loc pentru oamenii cu dizabilități, au investit o grămadă de bani. Se pune și toalete. Toalete, poți să iei și baston. Cârjă. Cârjă. Nu sunt favele, sunt milionare. Se stă la soare, a? Santa Eulalia, ne-am plimbat, am stat la soare. Acum mergem spre Ibița. Octombrie, zici că e? Iulie. Căldura rezistă. Octombrie a ajuns ca iulie. Foarte cald, se face baie. Câtă lume a venit la ieftinală. Ultimele oferte din sezonul. Vecinul nu e zi în care să nu iasă cu radio, să asculte muzică la plajă. Încă mai e nevoie de cremă și protecție solară în octombrie. Cam așa arată plaja din Figuereta în luna octombrie. Aceasta este o casă care se închiriază cu 12.000 de euro pe lună în nordul insulei, cu 4 camere. Patru camere, 2 etaje. Piscina. Piscina. View. Grădina. View 270-280 de grade. 2 terase. Hai să vedem cum arată o cameră. Camera cu televizor. Baie. Hai să vedem baia. Ce stil? Mica. Asta e de la etaj. Micuța. Micuța. Dar view face tot.
Prietenul nostru Gabi din Baia Mare ne prezintă palatul lui, Palatul Regal. Terasa numărul 2. Ia. Nu vrei, nu vreți, v-am adus pe prosa. Noroc. Azi avem oaspeți, pisoi care intră pe aici. E frică să mai iasă pe altul la ușă. Eu uite, pe ce. E frică să iasă. Uite el. L-așteaptă. Mi-e frică să iasă, că e altul afară. Ia o treci. Ne apropiem de finalul sezonului din Ibița. Acesta a fost locul nostru. Ieșirea pe aici. O vin și o spart tavanul, îl renovează. A fost puțin cam noi, că aici avem o terasă și în dreapta altă terasă. Dar avem noroc că terasa din stânga deja s-a închis. Și am dormit super bine zilele astea. Aici câteva postere de prin 2009, de la Amnesia cu Steve Bug, Liberty, Audiofly, Mega Old School. Trezorul. Matine, o petrecere care azi nu mai există. Perete da. Mega old school, frigiderul stilul american. Bucătăria, am arătat bucătăria. Bucătăria o arătăm după. Aici ne-am făcut un loc unde am stat la chill, văzut filme și aici ne-am improvizat un loc de uscat rufele, pentru că dacă suntem la plajă, adică ceva de genul ăsta, nu putem, prea putem să le uscăm, nu avem unde să le uscăm. Și pe aici să intre puțin aer și ne-am improvizat frumos cu umbrela asta și ne-am uscat rufele. Și în dreapta altă terasă, și aici în dreapta. Și altă era în stânga. Prima linie. La plajă. Ce maravilios, așa ne-a zis de la cine am închiriat, ce frumusețe! Ce maravilie! Da, seara e gălăgie la terasă. Căldura rezistă! Încă e de plajă. Auzim valurile din casă. O, cât de bine. Încă se poate sta la plajă în octombrie. Acesta este locul de luat micul dejun de stat. Pescări la plajă, una maravia, o minunăție. Să deschizi ușa și să vezi mare. Ne tirăm, dragi prieteni, ne facem bagajul. Ultimul a pus pe anul ăsta în Ibița. A pus de octombrie.
cam așa ne-am făcut dușul vara acest sezon, cu apă încălzită la Leghean. La Ola. Ola Minone. New Chef, să nu facem reclamă totuși. Bună dimineața! Ne tirăm din Ibița. Am răcit în ultimul hal. Adio acest loc. Adio. Stop. În ușa scării. Asta a fost intrarea noastră. Aeroportul. Plecăm de la căldură. Ne îndreptăm spre frig. La 17. Italia. Oamenii cu elefanții. Oamenii cu elefanții. Valve Marconi din 1920. Radio. Marconi, inventatorul wireless telegrafie. Pușuri inteligente. În 1909 a luat premiul Nobel pentru fizică. Este pionerul wireless communication. Are și un muzeu dedicat. Părintele wireless-ului. Marconi Express. Mai avem 2 ore de stat, am ieșit puțin la aer. Am trecut cu elefantul. Ai voi doar bagaj mic și am trecut cu toate astea. Plus 4 cărți. Cucetele unui necunoscut, iluzia fericirii, dialogul unui filozof cu o cioară, mozaicul uman de Dorian, Fortuna s-a citit, vara asta s-a recitit. Să începem niște cursuri de tăcut în public. Welcome to Romania. Să-ți la propriu, peste casă.